Liga Prieteniei Giurgiu organizează, în colaborare cu Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, o nouă competiție fotbalistică adresată amatorilor. După ce anul trecut, în ediția de debut a Ligii Prieteniei, la Giurgiu s-au întrecut numai puțin de 16 echipe. De data aceasta nu mai este vorba despre o cupă, ci despre un campionat cu echipe 5+1. Și având în vedere cererile mari de înscriere, se preconizează un campionat cu două serii. Organizatorii v-au pregătit multe surprize pentru acest nou sezon. Trebuie să nu uităm faptul că la sezonul anterior am avut înscrise 16 echipe, iar pentru faptul că au existat doritori de a ieși la mișcare, au fost persoane care ne-au contactat și au dorit să organizăm din nou campionatul Liga Prieteniei. Anul acesta vom avea organizat campionatul la terenul sintetic de la Stănești, unde vom putea să organizăm campionatul de așa natură încât toate echipele să poată participa în zilele și orele care le sunt favorabile. Așadar, noul spațiu de întrecere este situat în comuna Stănești, iar echipele care vor să se înscrie în competiție o pot face la sediul Asociației Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Anul acesta vom avea premii substanțiale. Liga Prieteniei Giurgiu v-a pregătit multe surprize în sensul că vom avea turnee naționale și internaționale, vom avea petreceri în timpul și la finalul campionatului de fotbal, vom merge împreună la mare și la munte anul acesta și cu siguranță iubitorii de fotbal vor avea posibilitatea să se întreacă în trei tipuri de competiții sportive, și anume campionatul. Va fi structurat pe două serii, seria 1 și seria 2, iar pentru cei care vor să joace mai mult fotbal, vom avea posibilitatea să organizăm și Cupa Liga Prieteniei.